Sunt două tipuri mari de infarct miocardic în cardiologie. Diagnosticul diferențial între cele acestea două se pune pe electrocardiogramă. Nu vreau să intru în detalii medicale, însă unul dintre ele de cele mai multe ori simbolizează un blocaj total al unei artere de la inimă, pe când celălalt simbolizează o îngustare foarte severă, dar nu neapărat un blocaj. Ambele trebuie tratate de urgență, însă cel de-al doilea câteodată era denumit impropriu preinfarct. Nu există acest termen din punct de vedere medical de preinfarct. Ambele sunt urgențe medicale și ambele necesită spitalizare de urgență. Cât despre tratament, l-aș împărți în trei categorii. Prima este vorba despre tratamentul de urgență de revascularizare, adică de deblocarea vasului de sânge. După cum am spus, mușchiul inimii, care este deservit de acea arteră care s-a blocat, dacă nu primește sânge și nutrienții necesari, va muri irreversibil în câteva ore. Nu se va mai putea face nimic pentru el. Deci este imperios necesar să deschidem vasul de sânge blocat. Cel mai modern, în medicina modernă, aceasta se realizează prin angioplastia percutană. Este o tehnică chirurgicală care se face printr-o intervenție minim invazivă. Nu ne taie nimeni pe piept, se face cu anestezie locală la nivelul mâinii, la nivelul arterii radiale sau arterei femurale, cu niște tuburi numite catetere, se merge până la inimă și se deschide vasul de sânge cu plasarea unui stent sau mai multe, cele mai multe ori. Această tehnică se practică în cadrul noului înființat departament de cardiologie intervențională de la Spitalul Județean din Craiova, de o echipă tânără și dornică de a ajuta cât mai mulți oameni, din care fac și eu parte. Pe de altă parte, este vorba de tratamentul medicamentos care ni se va prescrie. Nu o să intru în detalii legate exact ce medicament trebuie să luăm, dar ceea ce trebuie să știm este că medicamentele pe care ni se dau trebuie luate neapărat. Iar în al treilea rând sunt anumite schimbări în stilul nostru de viață care să ne facă să ducem o viață cât mai lungă și să prevină alte infarcte în viitor.